Rareș s-a născut cu o boală incurabilă. Amniotrofie spinală asociată cu retard motor mediu, atrofie frontotemporală și hipotonie generalizată severă. Lui Rareș îi se mai spune copilul de plastilină. Asta înseamnă că Rareș nu va putea merge niciodată de unul singur. Obosește foarte repede și este expus infecțiilor de tot felul din cauza imunității extrem de fragile. Viața acestui băiețel depinde de un aparat de respirat care în România costă 7.800 de euro. Speranța pentru România a inițiat o campanie de strângere de fonduri pentru achiziționarea aparatului de respirat pentru Rareș. Pentru că viața lui Rareș depindea de acest aparat, părinții lui plăteau lunar chiria unui aparat de 220 de euro. În condițiile în care numai tatăl lucra și salariul era cu puțin peste această sumă. Suntem bucuroși că înaintea noastră este din nou doamna Daniela Basarab, mama lui Rareș Basarab. De data aceasta suntem la dânsa acasă pentru că aparatul pentru Rareș a fost cumpărat. Aș vrea să rog pe doamna Daniela să ne povestească în câteva cuvinte care a fost procedura prin care am reușit în final să achiziționăm acest aparat. Bună ziua și vă mulțumesc tuturor celor care ați participat la adunarea acestei sume. În primul rând, Asociației Speranță pentru România, care ne-a filmat, ne-a promovat și cu ajutorul acestei fundații am ajuns la această achiziționare. Fără ei n-am fi reușit. Totodată tuturor celor care au donat, indiferent 5 lei, 10 lei, care cât a putut, le mulțumesc din suflet. Și eu sunt foarte, foarte, foarte fericită și mulțumită că Rareș are acel aparat care are atât de mare nevoie și depinde de acest aparat. În fața mea, pe cum vedeți, am contractul de vânzare-cumpărare între Oxygen Plus și Asociația Speranță pentru România. Dacă se poate să le ridicați un pic mai sus, să se vadă mai bine. Așa, da. Deci contractul de vânzare-cumpărare între Oxygen Plus și Speranță pentru România. Deci cum că este achiziționat și plătit. Acesta este un proces verbal pentru predare-primire de la Asociația Speranță pentru România către Rareș, către familia mea. Cum eu fiind titulară al lui Rareș, figurează numele meu, dar este pentru Rareș. Donația este definitivă și da, deci procesul verbal este da, definitivă și irrevocabilă. Procesul verbal de donație, deci cu seria aparatului, firma sau cum? Firma aparatului. Da, de unde am cumpărat aparatul. Da, de unde este cumpărat aparatul, cu număr de factură, deci cu toate caracteristicile aparatului și formalitățile cum a fost predat, primit, donat, definitiv și irrevocabil. Așa, aici sunt facturile pentru prin care reiese cum a fost plătit aparatul. Nu fac așa. Da, mulțumim așa. Mult. Și aici... Cel mai important. Da, cel mai important, extrasele de cont de la toți cei binevoitori cu suflet mare care s-au gândit la Rareș. Le mulțumesc din suflet. N-am cuvinte de mulțumire. Practic, pe aceste extrase de cont, dumneavoastră ați putut să vedeți fiecare persoană care exact, a donat exact o anumită sumă de bani pentru Rareș. Exact, fie că a fost exact mare, fie că a fost mică. Deci le mulțumesc tuturor din suflet pentru gesturile făcute pentru Rareș. Făcându-l pe Rareș să aibă acest aparat în casă, mă face și pe mine fericită. Chiar asta vreau să vă întreb, cum se va schimba de acum încolo situația lui Rareș, situația familiei dumneavoastră și Rareș așa ca și boală? Da, deci acest aparat, acest ventilator normal necesită dimineața, seara, poate chiar și mai mult de alea două ore, dar situația familiei mele se va schimba pentru că chiria cea mare nu o să mă mai plătesc în fiecare lună, va fi al nostru definitiv și irrevocabil. Deci sunt 220 de euro care nu mai trebuie să-i dau în fiecare lună pe factură. Care așa erau foarte deci greu foarte pentru mulți, da, deci erau foarte mulți pentru familia mea. Avem venitul foarte mic,
Am spus și în filmarea trecută, am doi copii, amândoi de Pampers, amândoi de lapte. Și lucrează doar soțul. Da, da, da. Practic, pentru cei care n-au văzut, materialul video trecut, prin care promovăm cazul lui Rareș, aș vrea să reamintesc că Rareș depinde de acest aparat. Viața lui depinde de acest aparat. Da, viața lui depinde de acest aparat în proporție de 99,9%. Pe lângă care mai are și un concentrator de oxigen care îl folosește multe ori simultan. Da. Deci, pentru cei care nu știu, la acest aparat Rareș trebuie să stea 2 ore dimineața, 2 ore seara. Da. Cele 4 ore de cât Rareș stă la aparat, practic îi oferă oxigenul pentru întreaga zi. Da. Aerul atmosferic pentru întreaga ce zi. Ce s-ar întâmpla dacă n-ar avea aparatul acesta? Automat ar crește dioxidul de carbon care ar otrăvi sângele și s-ar aduce la deces dacă nu se ajunge din timp. În cât timp se ajunge la deces în cazul acesta? Foarte repede. Deci e vorba de minute. Deci nu pot să spun. Poate fi și 2 minute, poate fi și 5 minute, dar poate fi și 5 ore. Putem spune că aparatul ăsta care a fost cumpărat acum cu ajutorul donatorilor, practic a salvat viața lui Rareș? Da, bineînțeles, da. Da, normal. Pentru că eu când văd că Rareș începe să ceanozeze, deci automat îmi dau seama că îi crește dioxidul de carbon, automat punându-l la ventilator, începe să-și revină culoarea. Deci automat se oxigenează. Între corpul lui. Da, da. Practic, cu alte cuvinte, fiecare donator, n-a contat sau nu contează ce sumă a donat, pentru că ați văzut acolo au fost donații de 15 lei. Nu face nimic. Au fost donații de 20 de lei, au fost donații de 10 lei. Practic, fiecare donator a contribuit, fiecare din puținul lui, la salvarea vieții lui Rareș. Da, și le mulțumesc din suflet. N-am cuvinte. Cuvintele știu că sunt prea puține de a mulțumi, dar cum Dumnezeu a lucrat cu oamenii ca să-mi ajute copilul, așa să lucreze Dumnezeu în continuare cu acei binevoitori care ne-au salvat copiii. Le mulțumesc din suflet. Și noi, ca asociație, dorim să mulțumim tuturor sponsorilor, tuturor donatorilor, cei care au donat fiecare din puținul lui pentru ca să salveze viața lui Rareș. Și cu siguranță că tot acești donatori vor salva și alte vieți în care Asociația Speranță pentru România va fi implicată. Să dea Dumnezeu. O să mergem acum și la Rareș, o să vedem... aparatul. Da, și totodată vreau să mulțumesc și asociației Mob Expert care m-a ajutat la plecare în Italia cu biletele de avion și un consult de 180 de euro. Le țin să le mulțumesc din suflet. Mulțumim încă o dată tuturor donatorilor și vom merge să-l vedem pe Rareș, da. Să vedem aparatul. Și nu putem decât să vă urăm multă sănătate și Dumnezeu să vă aibă în grijă mai departe și pe dumneavoastră și pe Rareș. Mulțumim și noi vă mulțumim pentru tot și tuturor le dorim tot binele din lume și multă, multă sănătate. Cu ajutorul donatorilor noștri, am reușit să strângem suma necesară și să putem achiziționa acest aparat pentru Rareș. Odată cu acest aparat, viața lui Rareș și a familiei lui s-a schimbat. Acum, viața lui este mai sigură. Mulțumim tuturor celor care au donat pentru Rareș.